Peste 3.000 de elevi din județul Hunedoara vor încheia peste puțin timp cursurile clasei a 8-a, după care își vor continua studiile. Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara a anunțat că în anul de învățământ următor vor fi 121 de clase, dintre care 88 de liceu. În aceste clase de liceu ponderea o au cele de la profilul teoretic, numărul acestora fiind de aproape 50. Vor fi de asemenea peste 30 de clase la profilul tehnologic, și, ca în fiecare an, absolvenții de clasa 8-a vor putea opta și pentru profilele vocaționale. Da, una din activitățile dominante la ora actuală în Inspectoratul Școlar și în Rețea este elaborarea planului de școlarizare pentru anul școlar, așa cum am spus, 2022-2023. Una din dominantele acestui plan de școlarizare este cel legat de absolvenții clasei a 8-a, deci de gimnaziu, care trebuie cuprinși într-o clasă de nivel liceal sau profesional. În acest an, absolvenții clasei 8-a din județul Hunedoara sunt 3032 de elevi, pe care i-am cuprins în 121 de clase. Pe profile avem 31 de clase de nivel tehnologic, avem 9 clase pe vocațional, însemnând arte sportiv, pedagogic și teologic, și 48 de clase învățământ teoretic. Cei care vor termina clasa 8-a și care, din vari motive, nu vor fi înscriși la liceu, își pot continua studiile în școli profesionale. Și în acest an școlar sunt asigurate locuri în licee și școli profesionale pentru toți elevii hunedoreni care vor încheia cursurile gimnaziale în data de 3 iunie.